Ce sărbătoresc americanii pe 4 iulie? Depinde pe cine au președinte. Joe Biden a fost cu gândul la Crăciun. Președintele american a încins internetul după ce și-a început urările de ziua independenței cu replica furată de la Moș Crăciun. We give thanks to our commander-in-chief, the president of the United States, the extraordinary president of the United States, Joe Biden! I've been all over the world with you. I've been in and out of battles anyway. Let it snow, let it snow, let it snow. Stângăciile lui Biden se țin lans după dezbaterea cu Donald Trump de săptămâna trecută și nu a făcut excepție nici de ziua națională. Cu multă presiune publică și din partea partidului, Biden încă încearcă să iasă cu capul sus. În această seară, președintele american va da la ABC primul interviu după debate. Dar nu doar Biden a dat-o cu stângul în dreptul. Pe un stadion din Utah, unde erau zeci de mii de oameni, artificiile de ziua națională au zburat în public și chiar între majorete care făceau spectacol. Mai multe persoane au fost rănite. Și ca să încheiem 4th of July într-o notă frumoasă, hai să vedem și un foc de artificii reușit în New York. Mihaela, sper că nu intri și tu în rândul celor care râd de Joe Biden în momentul ăsta, pentru că omul probabil s-a gândit, știu, fi auzit sloganul ăla românesc de Crăciun, fii mai bun, știi? Și dacă omul vrea să fie mai bun, cel puțin decât Trump, s-a fi gândit că aduce Crăciunul acum în iulie. Stăteam și mă gândeam acum, Biden are 81 de ani pe 20 noiembrie, că l-am căutat acum, împlinește 82 de ani, atunci când vor fi și alegerile, da? Tu îți dai seama câte lucruri s-au schimbat și s-au inventat de când s-a născut el și până la vârsta pe care o are acum. Probabil că pe el l-a încurcat foarte tare și prompterul, pentru el este ceva, da, cu care nu este deci neapărat. Deci crezi că a avut ho-ho-ho un prompter sau ce ar fi putut să... Nu, el probabil este perturbat de atât de multe schimbări și nu mai știe de capul lui. Nu, glumesc și nu glumesc, un ochi râd și cu unul plâng, pentru că până la urmă este cel mai important om din lumea asta, da, șeful celui mai important stat, America. America care este mama noastră a tuturor occidentalilor, cea care ne protejează și cea de la care ar trebui să învățăm și învățăm cât de mult putem și cât de mult înțelegem și noi ce se întâmplă acolo, iar acum nu înțelegem. Nu înțelegem de ce o țară atât de bogată, atât de inteligentă, cu oameni atât de deștepți în business, da, antreprenori. Din amici, evident, da, care își asumă tot felul de riscuri. Totul în principiu este la superlativ. Lăsând la o parte părțile negative pe care le au oricum toate statele, deci acest stat atât de puternic împinge în față doi bătrâni. 78 de ani și 81 de ani, iar unul, săracul de el, Joe Biden, nu că râd de el, nu-mi permit eu să râd de el, dar este de râs și de râsul tuturor, de râsul întregului mapamond. Face gafe după gafe și nu este oprit de familia lui. Nu înțeleg de ce este împins în fața acest om care nu mai știe să citească de pe prompter, care nu poate să-și păstreze concentrarea în timpul unei fraze. Am dat și mai devreme, în acel moment în care se adresa militarilor, cu... Stai că mi-am și notat-o ca să nu o pierd și o numesc, dar dacă o mai găsesc, o găsesc. În finalul lui, când a zis acolo că am fost cu tine în toată lumea, se referea dar la militari, am fost în și ieșit din bătălii anyway. Săracul de el. E pierdut. Să nu mai spunem că l-a făcut pe Donald Trump colegul lui. Donald Trump e colegul lui de politică în Statele Unite, nu e coleg într-un anume fel. E tot ce e, dar nu e. Nu, că după aceea și-a dat seama, pe asta n-ar fi trebuit să o spun. Apoi, la un moment dat, mergea el așa
ca și, iau, de la aici doarme. Mergea Stinger fără să-și dea seama ce trebuie să facă cu microfonul. A mers câțiva pași, a lăsat microfonul în spate. Ulterior a luat microfonul și a început să spună, știți că traficul din New York acum nu mai e o problemă cu traficul din New York, când știm foarte bine cum e New York și noi ăștia care nu stăm în New York. Toată, după aceea, omul a fost total pierdut în 4 minute, atât a avut, 4 minute. Kamala Harris l-a prezentat la început, extraordinary president, dragul de el. Da, poate că ar putea să fie dacă ar fi și lucid și sănătos. Am văzut până să intrăm în direct un articol pe CNN al unui psiholog, psihoterapeut, pe acolo psihiatru, care spunea că e clar că e nevoie ca Biden să fie analizat la cap. Păi, Mihaela, tu, nu știu, îl vezi pe Biden acum ciuca bătăilor. Înțeleg, dar probabil că nu-i vinovat Biden în toată situația asta. Eu mă uit la Partidul ăla Democrat și mă întreb de ce l-au trimis pe el. De ce să-l facă de râs, ca în gluma aia? L-am adus aici la târg să-l fac de râs. Nu e cumva vina întregului partid că l-au pus pe el. Cred că aveau, chiar în persoana doamnei Kamala Harris, aveau un potențial candidat. Mă mai uit acum și la ce îi se întâmplă lui Trump și ce îi se întâmplă de... când a terminat cu președinția Statelor Unite, da? A acuzat pentru asaltul la Capitoliu, a acuzat pentru tot felul de fraude, a acuzat că, în fine, și-a ascuns, a făcut fals în declarații, că și-a ascuns sumele de aiurea când, mă rog, a avut chef de acea, să zicem, starletă porno, nu-i așa? Păi toate astea, în plus, mai punem acum și imunitatea, acea imunitate pe care și-a câștigat-o Trump. Astea ar fi fost puncte vulnerabile, da? Dacă ar fi avut în față și în debate și în general, da, o candidatură din partea unui om stăpân pe el, stăpân pe mințile lui, stăpân pe ce spune și clean, curat, nu-i așa? Ar fi fost punctele slabe ale lui Trump pe care le-ar fi desfințat orice politician cât de cât serios din Statele Unite, din partea Partidului Democrat. Și atunci Partidul Democrat, pentru că au fost și voci în partid, chiar în partid, da, care au spus, da, finanțatori care au zis, domnule, noi nu mai finanțăm. Sunt în continuare voci care îl contestă. Și atunci și nepoata lui Walt Disney, cel care a creat frumusețea de Disney, da, a spus că, care finanțează Partidul Democrat, a spus că nu o să mai finanțeze Partidul Democrat până când Biden nu o să iasă din scenă. De ce democrații merg în continuare cu Joe Biden sau republicanii? N-au reușit să-l facă mai puternic pe... hai că-mi scapă numele lui Sullivan, zic bine, nu? Așa. Așa, deci l-au reușit să-l facă mai puternic pe Sullivan și, și să-l dea la o parte pe Donald Trump. Astea sunt niște răspunsuri la care deocamdată nu avem... Sunt întrebări la care nu avem răspunsuri. Dar la fel, nu avem răspunsuri și la ceea ce urmează să-ți arăt eu. Pentru că presa din state încearcă să-l protejeze pe Joe Biden de gafele pe care le face. Și vreau să-ți arăt două clipuri. Unul, uite-l aici, dau și sunet. The President of the United States, the extraordinary President of the United States, Joe Biden! Happy Independence Day! Deci ce vreau să sesizați aici? A fost o tăietură, da? Muscă, da, cum spuneam noi mai devreme. A fost o tăietură astfel încât să nu se simtă atât de clar hău, hău, hău ăla. Acesta este un video de la ABC CBN News. Însă, tot din tableta mea, vă dau un alt clip de la AP. Haideți să-l urmărim și pe ăsta. The President of the United States, the extraordinary President of the United States, Joe Biden! We gotta do what our founders did. Nu mai auzi niciun ho-ho-ho. De ce încearcă... De ce încearcă să ascundă gafele lui Joe Biden? Noi, de fapt, ce ne dorim? Noi ca stat, da, ca americani, noi care dăm tonul, dăm ora exactă, nu Elveția, da? Ce vrem, de fapt? Să fim conduși în continuare de un om care își pierde luciditatea la fiecare 20 de secunde? Săracul de el se împiedică, nu știe ce vorbește, nu-și cunoaște oamenii din jur, nu mai știe ce copii i-au murit și ce copii sunt vii. De ce îl împingi în față? De ce tu, familie? De ce tu, Jill Biden? De ce tu, fiul al lui Biden, da? Îl lași Hunter Biden? Îl lași să participe, să se facă de râs în toată lumea asta? Ce decizii poate lua Biden? Noi știm foarte bine că președintele Americii este cel care ia decizii.
Ei, probabil că are o echipă întreagă în spate care îl forțează să ia deciziile care trebuie. Nici mai contează neapărat dacă e Biden sau nu președintele din Statele Unite. Păi uite, Trump uite, este un... care este părerea majorității despre Biden? Uite, asta e părerea. Deci asta este părerea. Este mai degrabă un bufon decât cel mai important om în stat. Da, și Putin vrea să continue Biden, nu? Da, că a transmis mai nou, nu mai e prietenul lui Trump, e prietenul lui Biden. Diana, uite, ești comunicator politic, te pune în situația asta, da? În echipa lui Biden, în echipa de campanie a lui Biden, ce faci în situații de genul ăsta? Partidul nu vrea să-l scape din mână, dar zice, nu, mergem în continuare pe mâna lui, dar fă-i un pachet de comunicare adaptat lui. E clar că nu e ușor și asistăm la... De departe, poate cei mai seniori președinți sau candidați din istoria Americii, totuși avem 81, aproape 82, cu 78, e o vârstă delicată. Ca și comunicator, în primul rând e foarte important să știm cu toții că dacă vrei să fii credibil, să construiești o aură în jurul celui pe care îl propovăduiești, trebuie să crezi în el. E un aspect destul de important, dacă nu chiar cel mai important. Și atunci, depinde din ce perspectivă vorbim. Dacă cred că Biden trebuie să fie și în echipa lui, atunci fac ce ține de mine, tot ce ține de mine, de echipa pe care o coordonez, să protejez eventualele abateri, pentru că consider că este mai important faptul că are un istoric curat, faptul că a venit cu niște legi care au pus umărul și au fost au adus valoare și au îmbunătățit viețile oamenilor, adică am văzut că a construit ceva și dacă simt că aceste valori, principii, competențe au, sunt mai presus pentru mine, nu știu, luate prin eliminare, luate prin comparație și simt că aici, în liga asta, trebuie să joc, atunci facem tot ce ține de noi ca să fie așa. Altfel e greu să-ți duci misiunea de la îndeplinire. Acum, ce spuneai, de ce presa alege să-l protejeze? Pentru că cel mai probabil sunt echipe întregi, mari, semnificative, competente, de persoane care au grijă să se întâmple așa. Nu e misiune ușoară, dar ăsta este rolul echipei de comunicare și a acestui nucleu de oameni care și-au luat misiunea de a proteja și a merge înainte cu cel cu liderul lor, ca să zic doar așa. Doar că, bine, pot proteja un detaliu, dar nu pe toate. Hai bine, să mergem. Aici găsesc o linie de comunicare, o strategie pe care puteam merge, dar e prea slabă cel puțin în cazul Statelor Unite. Să-l scoți victima, să-l victimizezi, știi? Păi să strânești compasiunea electoratului. Gândește-te că înainte de dezbaterea cu Trump au spus că, știți, că Joe Biden este răcit. De câteva zile are o răceală și ăsta este motivul din cauza căruia s-ar putea să fie un pic mai confuz. Da. Au încercat să-l justifice. N-ai cum să-l justifici. Să creezi dintr-un dezavantaj un avantaj, știi? Să strânești compasiunea electoratului din Statele Unite. Doar că acolo ce să vezi? Contextul cultural e unul cam masculin, așa, știi? Și cam pragmatic. Nu prea aleg americanii genul de lider victimă, știi? Când genul pe care să-l plângi. Se plâng că știm foarte bine, au făcut acele revoluții studenți în stradă pro-Palestina. Când văd că mulți bani se duc către Ucraina și ei au probleme economice, că inflație, că salarii și alte probleme pe care le mai au ei. Chiar am văzut de curând pe Instagram o știre și spuneau că pentru prima dată americanii nu mai au bani să se ducă în vacanțe. La nivelul ăsta au ajuns. Să nu mai spunem că știm prea bine că și la știu am vorbit la un moment dat că americanii trăiesc de la un cec bil la un altul, de la un futuraj de salariu la un altul. Probabil strâng bani să-l trimite pe Biden în vacanță, nu, eu nu vreau să-l las pe Balaj în vacanță, pentru că, uite, mai nou și-a găsit un prieten, domnul Biden, pe Putin, care zice că îl susține, da? Nu mai e prietenul lui Trump, mai nou este prietenul lui Biden. Ce vrea Putin cu declarația asta? Păi vrea, bineînțeles, să-l aibă adversar pe cel mai slab. Deci nu e ok dacă îl ia pe Trump, adică apărarea lui Trump, sau dacă îl indică pe Trump ca fiind favoritul lui. Bineînțeles, nici un președinte nu poate avea favorit într-un alt președinte, pentru că fiecare sunt adversarii fiecăruia. Dar oricum,
Dar altceva vreau să spun, și aseară cu domnul Zuckerman și azi dăm tot timpul în săracul Biden, nu fără anumite fundamente, evident, adică omul este clar deranjat, instabil și așa mai departe, și chiar dacă este ales acum, deci dacă se aruncă în joc toate artificiile de comunicare și cumva iese președinte, totuși, el mai are încă 4 ani în față. Ce faci cu el? Că mai bine de atât nu o să fie. Da? Deci, ok, omul are o problemă. Dar asta nu înseamnă implicit că, ok, Trump este acest sănătos, impecabil, cel mai tare din parcare. Da? Deci să ne amintim cum Donald Trump l-a făcut pe Victor Orban, președintele Turciei, și invers. Să ne amintim cum în debate Trump aruncase ideea că democrații vor să permită avortul la 9 luni, la sarcina de 9 luni, mai mult decât atât, și după ce se naște copilul. Deci democrații asta vor, din punctul de vedere al lui Trump, să omoare fătul după naștere. Deci spun niște enormități incredibile. Plus, dacă vă uitați în urmă prin 2016-2017, dar chiar și prin 2020, au apărut foarte multe studii despre Donald Trump ca fiind narcisist, psihopat. Da? Uitați-vă ce înseamnă, deci care sunt caracteristicile psihopaților. Sunt 7-8, nu o să vi le citesc pentru că n-avem timp, dar sunt foarte, foarte explicite, da? Deci, haideți să nu implicăm ideea că, ok, pleacă Biden sau trebuie să plece Biden. Da, trebuie să acceptăm ideea asta, Biden trebuie să plece. Dar să nu lăsăm ideea, să se dezvolte ideea că, domne, nu avem altă alternativă decât Trump. Pentru că Trump, încă o dată, este un psihopat, aruncă vorbe în vânt absolut aiurea și au fost cazuri. Cred că ori în New York Times, ori în Washington Post au apărut declarații ale foștilor săi colaboratori din perioada când era președinte, că oamenii ăștia ascundeau proiecte de legi, ascundeau din fața lui Trump legi deja pregătite pe care trebuia doar să le semneze, pentru că erau niște, cum să zic, niște bombe cu ceas. Deci în halul ăsta este Trump de imprevizibil, de haotic și de psihopat, încă trebuie să ascunzi lucruri ca să nu le semneze, pentru că altfel provoci un dezastru național și internațional. Deci haideți să vorbim și despre chestiile astea. Nici Trump nu e mai bun din A punct de vedere, dar nici acest alt punct de vedere nu este acceptabil. Eu mă întreb dacă nu cumva, mersi Balaș, mă întreb dacă nu cumva în campania asta democrația aleg o strategie de genul candidatul manciurian, știi, și un narativ prințul pe cal alb, care apare și e salvator. Îți închipui eu Kamala Harris, pentru că Biden, cu toate problemele pe care le are, încă îi ține Kamala fața Harris lui. Nu cred că este neapărat o variantă, pentru că ea s-a cam stins în timpul mandatului Joe Biden. Bine, mai iau niște variante. Însă pe care varianta calcul. Asta care a apărut de curând cu Michelle Obama. Michelle Obama n-a spus absolut nimic despre o posibilă candidatură de ale ei la prezidențiale. Însă ea, ai văzut, am discutat-o și ieri aici la Știu, ar fi peste Trump. Ar fi peste Trump, iar Barack Obama a sugerat cumva, știi, că ar putea fi Michelle o candidată, pentru că chiar el a sugerat lui Biden, știi ce? Retrage-te. Stai puțin, Nemo, pentru că mai avem un jurat. Nu-l uita pe Felix. Felix, te rugăm. Da, dragilor, ne uităm așa la povestea asta cu Biden. Nu știu dacă vă dați seama, dar vorbim despre Biden în mod excesiv de mai multe zile și mie deja asta îmi bate la ochi. Adică americanii, care sunt niște adevărați artiști în comunicare politică și ar fi în stare să ne schimbe agenda sau preocupările de la o zi la alta cu orice, reușesc să mențin această temă pe prima pagină a publicațiilor americane, în dezbatere. Deci mie mi se pare că este prea, prea ușor de atacat acum Biden în momentul de față. Cred că e lăsat cumva să creeze acest context, cum spuneai tu, Nemo, mai devreme. Cred că se pregătește ceva. Și probabil că nu sunt atât de inconștienți democrații să lase pe Biden să fie, să spunem, linșat public în fiecare zi pentru slăbiciunea lui mentală, trebuie recunoscută, și probabil că se discută din ce în ce mai puțin despre Trump, adică problemele legale ale lui Trump și Trump însuși
pare mai tăcut în ultimele zile, pentru că are impresia că contracandidatul său este practic consumat de propria incapacitate fizică și impresia mea este că, într-adevăr, cum remarcați și voi, poate că ni se pregătește acum o revelație, ni se va pregăti un candidat surpriză, mult mai tânăr. Din mână, că da. Tânăr, care să atingă toate problemele societății de stânga americane, desigur, să fie acceptat și de comunitatea hispană și de comunitatea afroamericană și de comunitățile LGBTQ+, care să fie și anti-Putin, care, deci un fel de adversar al lui Trump, mult mai tânăr și dar n-aș merge până acolo încât să cred că ar fi o femeie. Mi-e foarte greu de crezut că o femeie ar putea să câștige în cazul unei confruntări cu Trump, nu pentru că nu ar fi capabilă, ci pentru că electoratul american încă nu a depășit bariera aia, cred că, sau ideea de diferența dintre bărbați și femeie și s-ar putea ca democrații să nu aducă un bărbat, părerea mea în acest moment. Felix, îți amintesc că este acel Trump care ar putea fi pus în defensivă în fața unui candidat femeie, pentru că el a venit cu acea declarație grab him by the, nu mai spun ce. Da, și într-adevăr, adică problemele cu... Și problemele pe care le are în justiție. Exact. Actrița porno. Mie mi s-a părut foarte interesant faptul că Donald Trump încă consuma presă scrisă. Adică e un lucru bun, trebuie spus, nu? Mai în ton de glumă, dar e să spunem așa când vorbim despre procesul cu actrița porno. Cu siguranță ni se pregătește ceva din partea democrată. Dacă nu este așa, este un dezastru total, pentru că nu se vor recupera. Dacă îl vor menține pe Biden în aceleași coatele până în noiembrie, va fi un dezastru, o catastrofă electorală, cu siguranță.